Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un secol, dacă o să ținem rubrica asta și tot n-o să rămânem vreodată în pană de subiecte. În țara noastră am remarcat cu toții, cred, nu doar eu, că e o creativitate epică atunci când vine vorba de smântânit banul public. Nu-i vorba acum că banul public e dijmuit în toată lumea, adică nu trebuie să credem că parandărătul e vreo invenție românească sau dacică. Na. Dar aici la noi parandărătul vine, bă, cu un chichirez. El vine cu poveste. Aici are, e furtul cu poveste, cu genul de detalii care duc câte o afacere de asta în segmentul excepționalului. La noi se fac parandărături, cum să spun, de colecție, de alea care ajung în gazete. Fiți atenți cum au făcut ăia în România ca să-și tragă un ban public. De pildă, iată, administrația fluvială Galați a cumpărat două remorchere pentru Dunărea fluvială, care nu pot naviga pe Dunărea fluvială, că sunt prea mari. Și zici că au cumpărat, nu, știi? Sunt mari, Dunărea mică. Da, e greșită Dunărea. Le-a rămas Dunărea mică. Da, și oricum, de-aia la noi nu se vine cu, știi că se va croaziere pe Dunăre, cu vapoare de alea mari, cum sunt alea de le vedem noi pe... Nu sunt chiar așa. Mediterană. Nu chiar atât, nu alea cele mai mari, dar sunt vapoare mari. Mai pe șlep. Și am eu un prieten care lucrează pe un astfel de vas de croazieră. Da. Croazierele se opresc la Budapesta. Acolo se întorc. De la noi nu, deși Dunărea, nu e apa suficient de mare. Asta zic eu. Teoretic e mai mică acolo decât aici. Dar nu știu ce prieten ai tu și de ce întoarce la Budapesta, dar nu cred că pescajul e neapărat problema. Măi, Dunărea e mai mică la Budapesta decât la Belgrad. Croazierele așa merg. Păi aici n-au unde să tragă. Unde? La Giurgiu? Și asta. Între Budapesta. Deci cum vinzi tu? Croazieră pe Dunăre. Viena, Budapesta, Belgrad, Giurgiu, cotele apelor Dunării, corabia. Serios. Asta e. Bun, revenind la remorcherele astea, nu pare să fie o greșeală. Cum ar fi, mă, totuși, să fi fost o greșeală? Mă, de ce ați cumpărat două remorchere greșite? Păi nu... N-am fost atenți. Vorba de remorchere, tata, adică nu cumperi un calculator sau o imprimată. Metrouri care nu intră un peron. Iată. E adevărat. Da, corect. Adevărul că, nu? Ci a fost faptă de corupție. Mai multe persoane sunt acuzate că au modificat caietul de sarcini al licitației pentru cumpărarea acestor remorchere, astfel încât să rămână în competiție doar un singur concurent cu remorcherele greșite. Și nu o să vă vină să credeți, dar în ziua în care s-a publicat anunțul de licitație, această firmă s-a mobilizat și a reușit să și câștige în aceea zi. Deci acest contract, care a produs un prejudiciu de 7 milioane de euro din bani europeni, este acuzația. Asta urmează să fie probată. Deci, firma oricum serioasă a subcontractat turci care asta fabrică și a și livrat cele două remorchere în iulie 2021. Doar că ele aveau și au în continuare, presupun că nu le-au luat la pilă, pescaj prea mare pentru Dunărea fluvială. Pescajul e adâncimea de cufundare. Poți să întrebi asta la dublu sau nimic. Adică, practic... Până unde ajunge burta... Când de jos merge el, când îl pui pe apă, e cumva ca la tirurile alea care erau prea mari pentru pasajul Unirii din București, doar că alea erau prea mari în sus. Da. Remorchierele astea sunt prea mari în jos. Da, da, da. Și să târșie pe fundul Dunării nu merge. Și ca atare, parchetul european, Laura Codruța Chioveși, care stă cu ochiul geană pe astfel de afaceri, a constatat că remorchierele cumpărate să fie folosite pe fluviu, nu în cap, decât în zona maritimă a fluviului. Nu, în zona fluvială a fluviului. Și a fost declanșată o investigație. Practic, procurorii europeni susțin că funcționarii publici vizați de anchetă au depus, citez, documente inexacte în vederea finanțării proiectului. Adică au întocmit caietul de sarcini a licitației pentru remorchierele destinate navigației pe Dunăre, pe baza caracteristicilor tehnice mai restrictive și a cerințelor de construcție specifice navelor maritime. Publicația Europa Liberă, care detaliază întreaga poveste, observă și că firma care a câștigat licitația cu cântecă a avut din 2018 și până în 2024 20 de contracte pe bani publici, adică cu statul, în valoare de aproape 235 de milioane de lei. Deci o firmă foarte norocoasă și foarte atentă la tot ce este achiziție de stat. Iar DNA oricum mai are niște dosare în cercetare cu acuzații de luare și dare de mită pentru unii dintre acționarii. E o încrengătură de firme care fac acolo afaceri cu administratorii de stat ai fluviului Dunărea. Și eu mi-aș dori să fiu o muscă pe perete la discuțiile astea despre cum ajungem noi să vindem, cum știe ăla
Știi, la un moment dat apare acest proiect. E un proiect de dezvoltare europeană, fonduri europene. Și Europa zice, bă, vă trebuie niște remorchiere pentru Dunăre. Bă, stai mă, că știu eu pe cineva care are niște remorchiere în Turcia. Băi, dar nu sunt, adică sunt... Lasă-mă, că ce are, mă, merg cu apă. Băi, sunt mai, practic, mai adânci în jos, sunt mai mari în jos. Facem ceva, stă omul cu remorcherele în garaj, nu vrem să-l ajutăm și noi, și ne aranjăm într-un fel și facem această achiziție. Fascinant, mi se pare fascinant. Știi cârtița aia pierdută pe sub Dunăre spre Bulgari? Da. Poate o găsesc, mă, și fac... Să lucreze un pic. Să lucreze un pic cârtița. Acum ar trebui cumpărată niște, sub apă. Niște drage ca să adâncească fluviul Dunărea. Nu le dai idei. Remorcherele, da. Asta e cu smântânirea banului. Știți cum se spune la noi? Că dacă nu curge pică, e bine, unii știu, mă, să găsească, să dezvolte asta, știi? Adică lumea spune, dacă nu curge pică, se gândește măcar un pic. La ăștia este, dacă nu curge toarnă, știi? În zona asta. Și special pentru toți cei implicați în această afacere, dar și pentru cei atenți la ce se întâmplă pe segmentul fluvial și maritim al Dunării, avem o piesă, Pindu, nu? Pindu, Pindu. Trembura Pamporea. Adică tremură vaporul, măi, furtuna plescănește, de dorul tău, iubita mea, mintea mi se îmbolnăvește. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.